Bine v-am regăsit, stimate telespectatoare, stimați telespectatori, la o ediție specială Fapte și Vorbe. În această seară o să ne cantonăm circa 45 de minute în lumea sănătății, pentru că tot ați văzut pe genericul nostru că sănătatea este un dar, și o să discutăm în această seară despre piramida serviciilor medicale, un deziderat al autorităților din această țară, iar alături de mine este online domnul doctor Mirescu Ștefan Claudiu, medic specialist anatomopatolog. Bună ziua, domnul doctor! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație! Și eu vă mulțumesc că spargeți gheața și sunteți de acord să fiți alături de telespectatorii Alba Carolina la o ediție specială legată de chestiunile, hai să zicem, din sănătatea românească. Aș dori să începem emisiunea din această seară, domnul doctor, cu câteva, eu știu, câteva vești despre medicul anatomopatolog Mirescu Ștefan Claudiu, ca să se familiarizeze telespectatorii cu dumneavoastră. Ziceți-ne, cine sunteți, de unde veniți și încotro vreți să ajungeți? Începem cu un Quo Vadis. Nu? Da, păi acum mi se pare normal, fiind invitatul televiziunii, ca să știe stimații telespectatori unde să vă localizeze. Sigur că da. Așa cum ați spus, un medic specialist anatomopatolog. Am colaborări cu mai multe laboratoare din Cluj-Napoca și activitatea mea principală se desfășoară pe două planuri. Odată este planul de screening și medicină preventivă și al doilea este planul medicinei diagnostice, așa numitul endpoint diagnosis, adică diagnosticul final anatomopatologic. Am înțeles. Deci dumneavoastră, într-un fel, sunteți la începutul și la sfârșitul, să zicem așa, actului medical. Exact. Bine, acum, exact. Din nefericire... Practic. Da, poftiți, poftiți. Da. Nu, spuneți, vă rog, vă rog. Nu, din nefericire, în ceea ce privește partea de prevenție și ceea ce ne-a zis apropo de una din componentele, suntem cam timizi, dar îndrăznim, și acolo îndrăznim de vreo 10 ani să tot pornim ceva. Da. Da, suntem foarte timizi și mie mi-a atras atenția o altă sintagmă din genericul emisiunii dumneavoastră, pe care eu o leg inseparabil de activitatea mea profesională și mai ales de componenta de medicină preventivă. Visătorii nu mor niciodată. Este un vis al meu, acela de a răsturna, din punct de vedere al activităților medicale, așa numită, știu că piramida despre care o să vorbim și am discutat, este, se referă în principal la resurse, dar este și componenta de muncă propriu-zisă și asta mă duce cu gândul în încheierea introducerii, să zic așa, mă duce cu gândul la ceea ce se spunea despre medicina din China antică. Se spunea că medicii erau, așa cum era ea medicina de dezvoltată la nivelul timpurilor respective, medicii erau plătiți mai mult atunci când oamenii erau sănătoși și mai puțin când erau bolnavi. Asta ar părea paradoxal, oximoronic, adică de ce să fie plătiți mai mult când nu lucrează și mai puțin când lucrează? Dar de fapt era invers, pentru că menținerea sănătății era probabil considerat obiectivul principal, iar boala era probabil considerat un eșec comun, atât al pacientului cât și al medicului. De asta eu visez la un sistem bazat în principal pe medicină preventivă, prevenție primordială și primară. Nimic nou sub soare, ceea ce înseamnă din ce spuneți dumneavoastră că în antichitate oamenii erau mai înțelepți ca astăzi. Ca să nu spun că erau cel chiar puțin, și mai eficienți, că este mult mai... Cel puțin, da, la nivelul acestei anecdote, cel puțin, da. Se pare că da. Da, aici ne diferențiem și la nivel de atitudine, pentru că, din păcate,
atitudinea comună a pacientului, și când zic pacient, nu mă refer la om care vine să-și facă un control de rutină, ci la pacientul bolnav deja, atitudinea comună în fața actului medical este, ar putea fi rezumată prin, nu știu, se trântește în scaunul medicului și spune, fă-mă bine, dă-mi pastile, dă-mi, fă-mi ceva, fă-mă bine. Păi nu, că trebuie să colaborăm, păi nu. Păi trebuie, stai, că trebuie să faci un pic de efort fizic, să zic, păi nu. Dăm, na. Cu alte cuvinte, pasează responsabilitatea asupra propriei stări de sănătate. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu știu cum era în antichitate, despre care vorbeam anecdotic mai devreme, dar nu se poate vorbi de înțelepciune câtă vreme procedăm în felul acesta. Câtă vreme procedăm în acest fel și atâta timp cât, din nefericire, ne cantonăm în această stare a lucrurilor, pentru că realmente, dacă stau bine să mă gândesc, noi cel puțin de 20 de ani de prevenție, de răsturnarea acestei piramide. Și apropo de piramidă, domnul doctor, până la urmă, resursele generează și, hai să zic așa, volumul de activitate care se focusează legat de pacient. Și cred că, până la urmă, piramida este ok, că dacă stau aș vrea să purcedem încet spre această piramidă, asta apropo de faptul că, dacă stau bine să mă gândesc, îmi cer iertare, eu sunt diletant în ale medicinei, dar înțeleg eu că dumneavoastră, anatomopatologii, cum să spun, disecați felie cu felie acel țesut care, pe care îl analizați, pe care îl puneți microscop. Exact aceeași chestie. Așa ar trebui să facem și noi apropo de această piramidă, și mărturisesc că n-am prea zăbovit asupra ei până în zilele trecute, când v-am sunat ca să stabilim tema emisiunii, și am văzut că eu credeam că la bază este medicina primară, dar spre surprinderea mea văd că acolo este așa un mic fascicul, să zic așa, de țesut, care spune medicina comunitară. Păi la noi medicina comunitară e aproape vorba scriitorului, sublimă, dar lipsește cu desăvârșire, din punctul meu de vedere. Da, așa este. Medicina comunitară medicina comunitară este în primul rând un act de educație care lipsește cu desăvârșire. De fapt, nu, haideți să nu spunem că lipsește. Spunem că este adresat unui segment de populație foarte, foarte, foarte îngust. Aș mai spune foarte de câteva ori, dar deja aliterația e neplăcută. Sunt foarte puțini oameni care au idee la ce se referă această medicină a comunităților. Sănătatea publică fiind, din păcate, tratată marginal în sistemul medical. Sănătatea publică și-a dovedit utilitatea în ultimul an și ceva, cel puțin, în contextul pandemic, și cel mai tare s-au văzut efectele lipsei de educație într-o comunicare deficitară venită de sus în jos. Vă aduceți aminte, probabil, la început, în urmă cu fix un an, se instala starea de urgență, iar autoritățile dădeau mesaje contradictorii. Către populație mai puțin. Către populație era destul de clar, deși nu era neapărat un mesaj îmi scapă termenul. Un mesaj foarte accurate, îmi vine mai ușor în engleză. Ai noștri telespectatori știu să traducă, nu vă faceți probleme. Da. Da. Era ideea de stai în casă ca să nu te infectezi, să nu infectezi pe alții și așa mai departe. Dar mesajele primite de către medici, mesajele adresate personalului medical, erau într-un spectru atât de larg, o curbă gaussiană cu mai multe cocoașe, dacă există așa ceva. De la spitalele care se vor închide,
toți medicii vor merge la COVID, vom trata în corpuri pe câmp și așa mai departe. Nu s-a întâmplat, nu a fost cazul. Avem de toate, nu avem nimic. Deci astea sunt rateuri de sănătate publică și medicină comunitară. Pentru că se reduce în special la această comunicare care îi este adresată individului. Individul, în primul rând, trebuie să știe de ce se iau anumite măsuri și acum ies din contextul pandemic, de ce îi sunt adresate anumite programe de evaluare a sănătății, de ce este necesară fâșia de sus a piramidei, mă rog, fâșia superioară imediat, respectiv medicina preventivă, și de ce îi se adresează și lui, pentru că oamenii în general, e o apărare firească a noastră, aceea de a considera că mie nu mi se poate întâmpla. Medicina comunitară ar trebui să se adreseze acestui mie nu mi se poate întâmpla. Care este până la urmă majoritar. Da, bineînțeles. Este o modalitate primală de apărare a psihicului nostru. Pentru că dacă am fi în fiecare zi conștienți de câte ni se pot întâmpla, am luat o razna, probabil. Dar ar trebui să fim conștienți că ni se poate întâmpla o infecție, ni se poate întâmpla o boală care ar putea fi ușor prevenită prin mijloace de screening și sau de pistare precoce. Și, cu alte cuvinte, ca să închid la modul circular partea aceasta, totul se reduce la comunicare, la cum se comunică. Dar aici este vorba de cele trei componente ale comunicării, care sunt toate deficitare. E vorba de emițător, e vorba de canale și e vorba de receptor. Emițătorul ar trebui să fie un segment din autorități specializate în comunicare, sănătate publică și management în domeniu. Căile de comunicare, să zicem că funcționează, dar receptorul nu, în mare parte nu este dispus să asculte. Bine, nici nu știu dacă receptorul a fost vreodată conștientizat sau a fost vreodată, eu știu, scuzați expresia, claxonat, că poate fi implicat într-un asemenea proces de comunicare. Nu cred, pentru că până la urmă sunt așa ușoare puseie pe aici, pe acolo, referitor la ceea ce înseamnă medicina comunitară. Și realmente îmi dau seama că până la urmă chiar nu se întâmplă nimic. Chiar nu se întâmplă nimic pe acest domeniu, fără nicio reținere a film chestiunea asta. Cu toate că, să știți, ar exista premize. Premize ar exista. Adică, dacă stau să mă gândesc, există totuși medici care sunt în direcțiile de sănătate publică responsabili pe acest domeniu, că o fi unul, că o fi mai mulți, dar știu cu certitudine că există. Pe aici, există, pe acolo... Da. Da, există, categoric, știu că există, pentru că domniile lor sunt cei care coordonează activitatea asistenților comunitari, care, hai să zicem, ar putea să fie unul din canalele care să ajungă unde la receptor, dar lucrurile sunt total disfuncționale în ceea ce ne privește. Total disfuncționale și mă gândesc că revenim iarăși din nefericire la o stare a lucrurilor în ceea ce înseamnă România în orice domeniu de activitate. Și am avut șansa în urmă cu 3 ani de zile să vizitez o casa sănătății, Maison de Santé în Franța, care mi s-a părut o idee extraordinară pentru ceea ce înseamnă serviciile medicale în, să zicem, în zona acestor două fâșii ale piramidei și mai ales componenta asta medicinei comunitare. Și mă gândeam, oare de ce nu se poate, domnule, să preluăm pur și simplu calapodul, scuzați expresia, din Franța și să-l transferăm în România? Nu pot să-mi dau seama care este până la urmă o preliștea de nu se întâmplă chestiunea aceasta. De exemplu, ca soluție. Știu că este rezistența marcată în fața schimbării unei paradigme. Paradigma care funcționează la noi, și anume piramida așa cum este ea, istoric vorbind, funcționează practic
Dintotdeauna, nu neapărat în ultimii 20 sau 30 de ani. Ești bolnav, te duci la doctor, ești sănătos. Nu te duci nicăieri. N-ai treabă. Nu te duci nicăieri, bineînțeles. Nu te deranjează nimeni. Nu te deranjează nimeni, bineînțeles. Deci am avut tentative, nu știu dacă e corect să spun tentative eșuate, nu știu. Da, am avut tentative. Rateuri, da, pentru că au fost rateuri de a sensibiliza segmente de populație asupra prevenției cancerului de col. Am încercat să fac tot felul, să aduc tot felul de argumente, de la argumentul financiar la argumentul emoțional, pentru că totuși ca oameni suntem niște ființe emoționale mai mult decât ființe raționale. Și pot să vă spun cu certitudine că până acum nu a funcționat nimic. Și atunci, dacă se fac aceste case de sănătate, întrebarea reflexă a majorității oamenilor sănătoși este și mie ce mi este? Păi o sănătate mai bună. Lasă cu aia mă descurc eu, la modul ăsta. Și mie ce mi este dacă fac asta? Deci de asta nu cred că ar merge. S-ar putea încerca, au fost încercări private de a face tot felul de astfel de demersuri, au funcționat până la un punct, iar riciul în comunitate a fost limitat. Și în timp și în număr de oameni. Ideea nu este deloc rea, este o idee foarte bună și funcțională, poate, în alte comunități, însă în ceea ce privește comunitățile de la noi, cred că rămâne la nivel de tentativă. În comunitățile mioritice, turma nu vrea să alinieze la o asemenea, hai să zicem, la un asemenea mesaj rațional. Pentru că ați menționat ideea de mesaj emoțional și mesaj rațional. Domnul doctor, eu cred că niciunde în lumea asta partea asta de cultură medicală, de prevenție, nu cred că a fost, cum să spun, implementată de la sine. Eu cred că până la urmă rigorile au fost forțate de aspectul comercial. Fără nicio reținere eu spun chestiunea asta. Și atunci stau să mă gândesc până la urmă. Probabil că totuși ar trebui lucrurile miștate din zona, să zicem, tot a resurselor. Adică resursele să fie canalizate, pentru că, din nefericire, astăzi în România, și chiar imaginea care am avut-o pe ecran, am decupat-o undeva tot dintr-o strategie, că am găsit, apropo de această... Am găsit-o și eu, da. Da, dar vreau să vă spun că sunt nenumărate strategie la Direcția de Sănătate Publică, strategie la Consiliul Județean, strategie la Regiunea Centru, strategie la, nu știu ce, ONG România Nesuferindă, scuzați expresia noastră, dar n-are importanță. Chiar există aici în imaginea care avem noi, avem piramida 2014 și acolo avem piramida în 2020. Chestiune care deja este până la urmă perimată, că practic vreau să vă spun că din punctul meu de vedere zona serviciilor spitalicesc parcă s-a dezvoltat mult mai consistent decât o avem acolo în grafica respectivă. Cred că 50% din piramidă sunt servicii spitalicesc și restul ce mai rămâne. Da, așa este. Așa se văd lucrurile și din partea asta. Dar, până la urmă, este o oglindă a nevoilor populației. Cred că dacă am face sunt niște nevoi disfuncționale, fără doar și poate, dar sunt reale. Dacă întrebăm, nu știu, știu că este o emisiune sau un concurs, ceva de genul, ce răspund 100 de români sau ceva de genul ăsta. Dacă întrebăm 100 de români, random, unde vă doriți să se aloce resursele? Către medicina comunitară sau către spitale? Cred că e clar ce s-ar răspunde. La fel și dacă urcăm mai sus, către medicina de familie sau către spitale?
către ambulatorii sau către spitale. Cu orice comparăm, spitalele o să câștige în viziunea populistă, să zic așa. Și atunci e normal să se aloce resursele în felul acesta, pentru că dacă vine o putere la un moment dat și spune nu, schimbăm piramida resurselor, să luăm acum situația ideală, probabil că va fi ultima oară când va fi la putere. Probabil că vor apărea cazuri în care, nu știu, pacienți vor acuza că nu au avut resurse să fie tratați, așa mai departe, în spitale. Probabil că este o transformare mai mult decât orice cronofagă. Și cronofagă la nivel de probabil 10 de ani. Pentru a înțelege la nivel populațional de ce este necesară o astfel de inversare a piramidei. Eu îmi cer scuze. Da, în concluzie, eu cred că piramida asta este a oamenilor. E o piramidă democratică, disfuncțională, dar democratică. Oamenii o doresc în acest fel. Ce să zic, să fie oare ceva similar cu modul în care votează românul? Adică românul se duce... Chiar vreau să vă comentez după ce v-am ascultat și să vă zic, domnul doctor, eu schimb titulatura piramidelor. Piramida care este încă în viață astăzi, cea care noi am zis că e 2014, ea spune atunci piramida electorală, mă înțelegeți? Dacă v-am ascultat. Da. Piramida electorală, că mi se pare cea mai corectă chestiune și la asta, la alta, am putea să-i spunem optimă, am putea să-i spunem, aia spune normală, dar din punctul de vedere al normalității nici nu mai știu dacă are relevanță, că la noi nu știi ce e normal și anormal, nu? Că eu am un exemplu, acum un an de zile era normal să mergi pe stradă cu masca pe figură, acum este o chestiune de normalitate quasi acceptată. Adică pe stradă astăzi, dacă zărești un om fără mască, zici, ăsta nu-i normal la cap. Da. Deci, practic, dumneavoastră ați sumarizat în patru cuvinte ce am spus eu mai multe. Ați spus exact punctul pe ei. Așa este. Piramida electorală versus piramida ideală, dar și idealul se referă la un reper. Ideal în ce societate? În a noastră, în niciun caz. Bine, dar acum noi ar trebui să gândim lucrurile și dumneavoastră cu atât mai mult sunteți familiarizat cu acest adevăr, noi ar trebui să gândim lucrurile din punctul de vedere al sănătății, din punctul de vedere al pacientului. Și apropo de pacient, mă gândeam tot înainte, domnule, cred că noi ar trebui să definim niște termeni, ar trebui să definim termenul de pacient. Adică am senzația că sunt extraordinar de mulți cetățeni care au impresia că pacient ești numai în momentul în care te-ai betejit și te duci la doctor. Nu. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar hai să vedem ce înseamnă până la urmă pacient. Sau cum definiți dumneavoastră? Pacientul trebuie gândit... Pacientul? Gând... Da. Pacientul? Ipostaza de pacient a individului, a cetățeanului, apare sau, cum să spun, o putem identifica numai dacă raportăm cetățeanul la medic? Am putea să gândim, nu? Sau pacient este orice persoană care, vorba aceea, încercăm să-l identificăm din punctul de vedere al stării sănătății față de un optim care ar trebui să-l aibă. Acum, dacă e să feliem cu adevărat anatomopatologic, să începem etimologic. Pacient, din latină vine, înseamnă răbdător, care așteaptă. Identic este în limba engleză. Patient, to be patient, a aștepta. Poate undeva asta s-a încetățenit și în cultura noastră, că atunci când te duci la doctor, aștepți. Încercăm să facem să nu fie așa, dar se întâmplă. Cu toții am așteptat la medic, mai mult, mai puțin, mai așa mai departe. Pacientul, dacă e să luăm în considerare toate cele patru nivele ale piramidei, pacientul este orice om care se adresează unui serviciu de sănătate. Fie că este vorba despre un laborator în care își face analizele de rutină, chiar dacă ies bine,
chiar dacă toate valorile sunt în limite. Nu e nimic încercuit în negrit sau eu știu cum semnalează laboratorul valorile în afara limitelor. Câte vreme te adresezi unui astfel de serviciu, ești pacient. Mai mult, adresarea la medicul de familie nu ar trebui să fie apanajul strict a omului bolnav, ci și un scop de prevenție sau pentru alte probleme administrative. Și atunci, tot pacient este. Nu ești pacient doar în momentul în care calci într-un spital, într-un cabinet, într-o sală de operație, într-un salon și așa mai departe. Pacientul este obiectul actului medical. Am spus-o semiologic. Cred că așa am început în facultate cursurile de semiologie. Pacientul este obiectul actului medical, la oricare dintre nivelele piramide. Am înțeles. Deci în momentul în care apelăm la oricare dintre asistent comunitar, medic, specialist sau spital, categoric ne identificăm cu această ipostază a pacientului. Dar haideți totuși să revenim, domnul doctor, ca să, poate eu știu, poate reușim noi să găsim buturuga mică care să răstoarne piramida asta. Și apropo de această piramidă... Sim, asta e scopul. Poftiți? Asta e scopul, întâlnirii noastre. Sim, categoric asta e scopul. În primul rând să încercăm să, eu știu, să penetrăm în ce înseamnă această piramidă și să vedem care din vârfuri am putea să-l, scuzați expresia, să-l deteriorăm ca să-i stricăm stabilitatea și, practic, ce ar trebui? Expresia țărănească ar trebui să întoarcem piramida asta cu roatele în sus. Numai că ea nu prea are roate, are niște vârfuri. De unde ar trebui totuși început? Că e evident că ar trebui început de undeva, din punctul de vedere al profesionistului din sănătate. O soluție ideală în situația asta este cea în care resursele se alocă pe plus. Se alocă treptat și pe plus. Adică, mai avem imaginea la dispoziție? Imaginea cu piramida? Da, cum să nu? Da, rog regia, dacă se poate să ne... Da, avem... Da, mulțumesc. Cred că o soluție greșită este pur și simplu tăierea de la un nivel și alocarea către celălalt nivel. Din punctul meu de vedere, dar, repet, eu nu am cunoștințe de economie macro, nu am cunoștințe nici măcar de economie micro. Nu este obiectul meu de activitate alocarea resurselor, ci eu vorbesc doar strict din punct de vedere medical, așa cum a spus, al lucrătorului în sănătate. Soluția ideală ar fi augmentarea sistemelor de asistență comunitară împreună cu cu cea a serviciilor de medicină de familie. Nu cred că este în avantajul nimănui ca într-o primă etapă sau în primele etape să se scurgă din resurse dinspre serviciile spitalicești către ceea ce vrem să devină baza piramidei și nu mai este vârful piramidei întoarse. Așa ar fi în mod ideal. Fonduri teoretic, după cum se spune în media, avem de toate. Tot timpul când s-a vrut să se facă o investiție, s-a făcut, cel puțin din câte se află din mass media. Acum, problema este ce declanșează. Așteptăm să ardă ceva ca să dotăm o secție cu niște detectoare mai bune sau cu niște sisteme de circulație mai bune a oxigenului sau o facem pentru că trebuie. Se pare că lucrurile, cel puțin în ultima perioadă, de când lucrez eu în domeniu, au evoluat saltator. Au evoluat saltator și nu întotdeauna în sus. A fost nevoie de un stimul puternic pentru a se realoca niște resurse. Nu cred că va merge așa până se inversează piramida. Cred că va trebui o conștiință colectivă prin care să ne dăm seama că mai important decât orice în acest moment, din nou, o spun cu riscul de a mă repeta la modul plicticos, nu sunt profesionist în economie sau în administrarea fondurilor, dar o soluție
care să aducă lucrurile pe plus este creșterea investițiilor în nivelele de bază ale piramidei. Și atunci, în mod natural, nu va mai fi nevoie de niște resurse atât de puternice în vârf. Pentru că dacă oamenii sunt primordial mai sănătoși, se vor adresa mai puțin spitalelor, secțiilor, ambulatoriilor. Dacă oamenii, dacă ne referim strict la ultimele două nivele, dacă majoritatea problemelor se pot rezolva ambulator, atunci mai puțin pacienți se vor interna. Și vă dau un exemplu. Pacient cu pneumonie, că e la modă pneumonia, non-COVID, că mai există și altfel de pneumonie decât COVID, la fel de... Slavă Domnului că mai pacient, există! Da, există. Da. Pacient cu pneumonie. Principala preocupare a unui astfel de pacient este să ajungă mai repede la spital, să se interneze. Pentru că așa va fi mult mai bine observat, va fi mult mai bine monitorizat și tratat. Dar poate că există un segment care poate fi rezolvat în ambulator și nu necesită internare. Dar pentru asta ai nevoie de resurse. Un alt exemplu, pacienți cronici care au, asta mi-a venit acum în cap, poate nu sunt cele mai fericite exemple, pacienți cronici care au, să zicem, afectare hepatică cronică și au... au nevoie de compensare, să zic, sau, de exemplu, drenaj al lichidului de ascită. Se poate face cu dotarea potrivită în ambulator, chiar fără risc de decompresie și așa mai departe. Dar pacientul se simte mai sigur în spital, medicul se simte mai sigur pe actul pe care îl face în spital. Și atunci, dacă se investește în nivelele de jos, în mod natural nu va mai fi nevoie de o infuzie atât de mare de fonduri în nivelele superioare. Domnul dar doctor, asta presupune, bineînțeles, o investiție inițială. Da, dar din nefericire, este logic ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, și dacă am urmărit, dacă am privit piramida, am putea să păstrăm până la urmă, să zicem, arealul spitalicestului, dar pur și simplu să venim să tragem de bază ca să întindem, să zicem, pur și simplu vârful care îl avem jos acum, să-l divizăm în două vârfuri și până la urmă să-l unim cu latura aia care ar trebui să fie baza medicinei comunitare. Însă, din nefericire, realitățile sunt altele. Noi în continuare investim cu preponderență în partea de sus a piramidei, în spitalicest. Și dacă stau să mă gândesc că de exemplu, în intervalul între 2016 și 2019, într-un raport al Curții de Conturi referitor la analiza structurii și a dinamicii Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate, mi se prezintă, din punctul meu de vedere, o cifră care este alarmantă. În 2016, suma alocată de la bugetul asigurărilor de sănătate pentru subvenționarea, că eu îi spun subvenție, aici se numește creșterea salariară din sănătate, era undeva de 1,5%, circa 1%, iar în 2019 am ajuns la 24,44%, deci practic un sfert din bugetul sănătății, un sfert din bugetul gestionat de Casa de Asigurări, pe lângă bugetul asigurat de Casa de Asigurări, mai există buget gestionat și de Ministerul Sănătății, dar cel consistent este FNOASSU-ul. Un sfert din acest buget se duce unde? Se duce în zona spitalicesc. Serviciilor spitalicești. Da. Pe deasupra, da. Că de multe ori stau și poate că în seara asta comentați puțin, eu tot ascult, sau cel puțin cred că de 20 de ani nu vorbim altceva decât despre spitalele regionale. Nu comentez. Apropo, dar m-am întrebat de mult. M-am întrebat de mult, domnul doctor. Cu ce populăm, din punctul de vedere al resursei profesionale, un spital regional,
dacă nu închidem câteva spitale, pentru că la acest moment noi avem spitale municipale și spitale orășenești care au o criză acută de medici. Există, da, categoric. Există. Poftiți? E adevărat. Așa este, așa este. Plecăm așa. Poate că eu sunt subiectiv în expunere. De fapt, sigur, sunt subiectiv în expunere. Eu plec de la premisa că medicii, colegii mei care lucrează în spitale, ceea ce fac bine. Carențele vin, pe de o parte, că într-o măsură importantă, vin din supranormare și din lipsa personalului calificat. Bineînțeles, aici este o... poate fi o discuție întreagă legată de faptul că cel puțin într-un centru universitar, cel pe care l-am terminat eu, termină vreo, nu știu, 400-500 de medici în fiecare an. Însă știți care sunt căile pe care pleacă mulți dintre ei. Și din punct de vedere al resursei umane cu care ar putea fi populat un astfel de spital mamut, care se tot construiește pe hârtie de foarte multă vreme, în fiecare an auzim de alocări, de resurse, de spații, vedem hărți desenate cu verde, cu roșu, cu, din satelit și așa mai departe. Da, în fiecare an, câte un spital regional se construiește, se pune câte o cărămidă electronică, să zic, sau scriptică la temelia câte unui spital regional. Eu sunt însă de părere că dacă se va vrea să se ducă până la capăt acest demers al unor spitale mamut regionale, se vor găsi soluții și din punct de vedere al resursei umane. La fel cum dacă s-ar insista, s-ar găsi și în actualele spitale. S-ar rezolva problema resursei umane, fără doar și poate. Dați-ne două repere. Ce nu se face ca să nu fie rezolvată problema? Adică eu îmi dau seama ce nu se face. Nu se face, nu se liberalizează până la urmă, să zic așa, piața din punctul de vedere al resursei umane. Asta este un aspect. Al doilea aspect, există la acest moment o discriminare, din punctul meu de vedere, destul de consistentă între plata actului medical în privat și versus public. Oh, da. Oh, vai, da, este o discriminare, este, sigur că da. Așa și este. Trebuie să vă spun că nu este în favoarea privatului, este în favoarea publicului, fără nicio reținere, spun chestiunea asta. Da, bineînțeles. Și din nou, dați-mi voie să fiu subiectiv când spun că cei care au aceste venituri, cu siguranță le au pe merit. Însă, în privat, pentru un venit, să zic asemănător, se lucrează mult mai mult sau imposibil. Din punctul ăsta de vedere, există și o concurență neloială pe care oarecum statul o face privatului. Însă cu toate acestea, nu se poate vorbi, așa cum a zis, despre o liberalizare a pieței muncii în acest domeniu. Cred că acolo este problema, pentru că mie nu mi se pare normal, de exemplu, chiar este contraperformantă ideea asta cu deblocare, posturi. Până la urmă ar trebui gândit fiecare spital ca și o entitate funcțională. Din punctul meu de vedere ar putea fi gândit chiar ca o afacere și acolo ar trebui să existe un management care să gestioneze activitatea fără să vină Consiliul Județean, primăria, primarul, partidul și să spună mai scoatem un post la concurs, niște chestiuni care din punctul meu de vedere sunt, scuzați-mă că vă spun, de pe vremea comuniștilor. Mai departe, eu cred că e de pe vremea stalinistă acest sistem, care din dumneavoastră ați felia comunismul. Ce se fac? Întotdeauna anatomopatologii intră în esență. Da. Din păcate este un model neschimbat de vreo 70 de ani care conduce atât în sistemul medical cât și în învățământ, dar asta este o altă discuție. Nu, este foarte greu într-un sistem de stat să introduci un tip de management similar unui business. Pentru că asta din start introduce ceva care deranjează. Nu sunt eu în măsură să comentez asta, dar cel puțin ca medic lucrător în sistemul privat o pot face. Introduce criteriile de performanță. Există criterii. Cred că... Da.
Da. Există criterii de performanță la nivelul managerilor, că în rest nu mai există criterii de performanță și mai mult până la urmă în sistemul public suntem acolo la o uniformizare a feedback-ului pentru performanță de-a dreptul întunecat, ca să pot folosi un termen cât mai sumbru. Da, feedback, la care feedback vă referiți? Păi la Feedback-ul faptul privind că cetățenia. în sistemul public, eu știu, remunerația sau salariul sau câștigul până la urmă nu este în funcție de meritele sau de performanțele medicului. Sunt acolo niște căsuțe, fiecare medic este introdus într-o căsuță, clasă, gradație, nu mai știu ce și până la urmă Exact. nu are importanță care este performanța medicului, important este în ce căsuță l-a introdus, eu știu, sistem, nici nu place să zic sistem. L-a introdus regula, că e Da. regulă. Regula, Da. da, legea, să zicem. Așa este. Și asta e valabil nu doar în sistemul de sănătate. Am avut contact 8 ani și cu sistemul de învățământ, cu sistemul universitar. În fiecare an ne îndemnam studenții până la îndemnuri obsesive să facă ceea ce se cheamă evaluarea cadrelor didactice. Este un chestionar destul de cronofag, îți ia cam, nu știu, 15-20 de minute, ceea ce pentru studenți poate să fie mult, și în felul ăsta să, nu știu, să ne ajute la îmbunătățirea performanțelor. Însă aceste răspunsurile la aceste chestionare, chiar dacă pot oferi un feedback cadrului didactic care le citește, nu sunt luate în considerare pentru avansări, pentru salarii și așa mai departe. Alte criterii sunt luate în considerare care nu au nimic de a face cu învățământul. Deci, practic, nu cred că mă hazardez acum să folosesc cuvântul, deși nici mie nu-mi place, nu cred că un sistem de stat este pregătit deocamdată să ia în considerare componenta meritoare. Nu cred că se va putea, cel puțin în următorii ani. Este o schimbare de paradigmă atât de puternică, cu o rezistență atât de mare din partea celor care fac parte din el, încât eu nu cred că va fi posibil. Eu sunt o persoană optimistă de obicei, visătorii nu mor niciodată, dar aici cred că putem doar să visăm. Domnul doctor, pentru că suntem la finalul emisiunii mult prea repede, trag nădejde că ne veți mai onora cu prezența și în altă emisiune. Într-un minut, creionați 3-4 componente ale, scuzați expresia, buturugii mici care ar putea să, eu știu, să spargă unghiul de la bază și să genereze așa acea răsturnare a piramidei. Două, trei, patru repere punctual. Ceea ce îmi vine acum în cap este, pornind de la finalul discuției anterioare, meritocrație, al doilea, mișcare a oamenilor și nu neapărat doar a societății civile, ci oamenii să spună că vor să fie sănătoși și cei care sunt factori de decizie să fie receptivi la nevoile reale ale oamenilor. Pentru că nu trebuie întotdeauna ca un conducător, o persoană cu abilități, cu responsabilități de decizie, nu trebuie să fie întotdeauna și o persoană iubită, ci trebuie să ia decizii populiste. Trebuie să ia deciziile care sunt în favoarea populației pe termen lung. Ceea ce nu se face. Până acum, cel puțin de când am eu drept de vot, să o luăm așa, pentru că cred că e de bun simț să mă refer la perioada asta, nu am văzut să se facă. Stimate domnule doctor, în numele telespectatorilor vă dorim multă sănătate, vă dorim, eu știu, succes în felierea medicinei pe care o practicați în fiecare zi, iar dumneavoastră, stimate telespectatoare, stimați telespectatori, sper că v-ați molipsit din optimismul domnului doctor Mirescu, vă mulțumim că ați fost alături de noi, pardon, o seară bună, la revedere!